Să vă arăt cum stă treaba pe aici. Asta e, cei care nu știți, asta e aici, vin mașinile. Vedeți de acolo, de afară, vin mașinile. Se aliniază pe culoarul ăsta. Nu pe ăsta, sunt mai multe nivele. Eu sunt la deck 5. Vedeți, așa se aliniază pe nivele. Aia e mașina cu aia, cu asta unde nu are degetul, cu mașina aia acolo, cu aia mă duc eu. Vedeți? De acolo vin mașinile de afară și între aici. Acum sunt la deck 5. Vedeți? Asta fac filmarea pentru cei care n-au făcut sistemul ăsta de transport. Da? Eu sunt, mi se pare că asta e vreo... Aș putea să o numesc a 10-a oară. De când o fac, o făceam cam de două ori. Eu nu prea am venit cu trenul. Acum când am venit cu autocarul ăsta, din Germania, am venit cu trenul. Uitați așa. Aici deck 6, aici sunt alte mașini. Aici sunt alte mașini. Șapte. Și de cu șapte îi chestiile astea. De aici începe hotelul. Aici apa. Oh, că nu se vede. Ai murdat de camera. Nu cred, nu vrea să fie de aici. Să nu bag pe reclame, că după aia îmi taie băieții filmarea. Ce se vede așa? Mamă, ce... Da. Deci aici închis, după cum vedeți, aici un restaurant. Ce se vede așa? Așa. Vedeți aici un restaurant. Nu știu cum e, nu-i deschis. Their customer are closing Irish food because of cause. Ba, nu știu. Și acum mergem pe aici, băieții, la alt dec. Ca să vedeți care, ci nu știu ce înseamnă bacul. Deci cam 80% din mașini trec cu bacul, pentru că e mai ieftin. E mai ieftin și... mai rentabil pentru mulți, înțelegeți că cu trenul e mai scump, e o jumătate de oră, am 40 minute faci cu trenul și... Bă, cum vedeți, ăsta e covor, asta e mochetă, păjușa aici poți să stai, nu te deranjează nimeni, dacă vrei mergi și cumperi ce vrei, mă să încerc să nu bag pe reclame, că deja băieții dacă mă toarnă cu reclame, îmi taie filmarea, deci aici mi-a dat băieții avertisment. Aici e un magazin. Deci dacă stai, poți să stai. Mai nu sunt prize. Nici n-am văzut dacă sunt prize. Că eu pe după prize mă uit. Acolo e un magazin de tot ce vrei. Manevre, combinații, cum zic eu. Și multe, multe combinații. Da. Dar o să vă arăt așa cam din mare, cam cum arată bacul. Uitați. Potolii, poți să-i culci. Faci asta două ore. Cam vreo două ore face, o oră, două, nici mai mi-aduc aminte, o oră sau două ore face. Depinde cum e marea, apropo, depinde cum e marea. Uitați, așa arată unde stau băieții. După cum vedeți, toaletă, este toaletă, ai tot ce trebuie. E lux aici, mă rog că e lux, e așa e aici, că aici vin mulți oameni și iar două ore să stai. Două ore să stai, e mult, dați-mi. Știu, la televizor și... Dar să știți că ăsta e șmecher, ăsta cred că e cel mai șmecher. Mamă, ce noroc ați avut voi. Ăsta e cel mai șmecher bacul care m-am dus. Ăsta e nou, că se vede, uite, văd că are și priză, băieții. Uite, văd că au și priză. Vedeți cum le urmăresc eu, da? Nu am, că... M-am echipat cu priza, nu mai stau să pierd vremea. Vreau să fac o filmare cu decu, pentru că... N-am mai făcut... N-am făcut niciodată și cred că e prima dată când am ocazia. O să filmez cât pot, așa trebuie să filmez. Că vreau să filmez și plecarea asta. Așa băieții cu care mă duc, băiat pe șoferul. Și cam așa e pe aici. Eu mă uit în stânga, dacă vrei stai aici. Să privești de aici. O să mă duc și afară, că o să fie filmarea, că nu se vezi cam... Aia, acolo, bărci. Da.
Ok, deci aș putea să spunem că e frumos, foarte frumos de vaporul ăsta față de celălalt. Chiar acum vorbeam cu unul dintre colegii mei și au fost și celălalt și au ascultat. Unul stă de 3 luni și nu și-a prins o zi de muncă. Și pleacă acasă și a zis că nu mai stă elege să facă elege, să plătească chirii. Dar am zis că cam asta e sistemul acum. Ăsta e sistemul acum și dacă așa e sistemul, asta e, nu mai am grea ce-o foc. Chiar am întâlnit în un restaurant, nu știu dacă am voie să filmez. Și ne-am oprit și... aici e pentru șoferi, mi se pare. Mi se pare că aici e pentru șoferi. Îți dă tichet când te bagă la bac, în costul biletului. Te bagă la bac și îți dă mâncare. Da, ce mâncare, dacă și eu am cumpărat. Și mie mi-a dat biletul odată unul și am zis, da, mâncare. Eu sincer să fiu, nici nu sunt interesat de ea. Cred că... mai bine mâncam în Italia Express, mult mai bine mâncam salamul meu și slăninuca mea, decât ce-mi dă acolo. Vă spun sincer, mie nici nu-mi place ce-i acolo. Da. Uitați acolo, aici e altă barcă. Încerc să mă uit foarte atent să nu filmez ceva reclame, că după aceea îmi bagă băieții manevră, mai ales acum dacă sunt pe monetizare. Nu am voie să fac reclamă. Da, mergem la următorul dec, adică sus, unde... Bine, că e mare, nu m-am dus numai drept înainte, când cobor și în jos. E mare decul ăsta, adică... M-am dus numai pe o parte, dacă vin și pe altă parte. Aici sunt tot felul și cu paturi, cu dormitoare, cu... Hai, să fim serios. Uiteți aici. Aici e dormitoare, vezi, eu aici chiar nu am fost niciodată, aici e dormitoare, dar asta normal e de gerute lungi și nu de 2 ore. Nu vine să culce 2 ore în pat, te puci, te întinzi acolo pe scaun și te culci acolo, trebuie să te întinzi pe pat. Asta e prima dată când văd genul de deck, vă jur, e prima dată când mă uitați aici numai paturi, camere. Și asta e aici. Da. Chiar în momentul unic să arăt chestia asta pentru că e foarte frumos. Uite, vă spun sincer, eu vă de care am putut cea niște spărturi, zici că erau covori curate, se vede că ăsta e un pic mai nou, mai întreținut oarecum, știi? Uite, alt nivel. Aici, după cum vedeți, decurile unde pot să cobor jos, adică eu sunt la 5. Deci dacă văd, mă duc pe ușa aia, cobor jos până la 5 și acolo sunt foarte mulți care se pierd după trase. E nebuneală aici, dacă ești prima dată să știi că e o nebuneală mare. Da, aici e un bar și cam ăsta e gata. Accesul open deck, acolo e deck 2, femei, acolo e un bar și cam ăsta e end-ul. Deci, da, deck 2, acolo e un bar, dar eu nu sunt interesat de ele. Absolut deloc. Da, uite aici arată club, dacă vrei, duty free, coborâm înapoi și să vedem unde ieșim pe cealaltă parte, spre aici, dormitoare. Deci ăsta mi se pare că e cu 2 decuri de băieți, cum zic eu, de băieți. Îți dai impresia că e acolo ceva. Aici sunt eu, băieți. Belu! Cum zic eu, Belu! Da. Și... e așa. Asta e sistemul de șmecherii. Poți să cobor jos pe câte nivel. Dacă... mi se pare că s-a amint. Hai să mă duc eu pe celălalt. Și să urc pe partea alaltă. Aici deja e restaurante, treburi. Nu cred că am voie să le filmez, dar nu le filmez. Aici. Dacă vrei să mergi la manevre din asta. Mamă, eu cât știu care s-au găurit. Ce? Eu știu. Am avut un prieten care a venit cu 3.000 de euro și aici a stat disperat. Parcă a vrut să frâneze vaporul, să nu se oprească, să termine să joace acolo.
Am zis, hai mă, că am ajuns. Nu, nu, tată, că mai am. Păi, ce bine, tată, rămâi aici, am zis. Da. Asta e... Sunt mai multe sisteme aici, mai multe și pentru copii. Și pentru copii, uite, dacă vrei să faci poze, mai ales acum cu sărbătorile, faci poze, uite, selfie, snack bar, internet. Internet. Eu sunt tare curios, o să-l verific pe internetul ăla. Deci, merg, baruri și restaurante și tot felul de chestii. Asta e decul. O să stai aici dacă vrei, nu trebuie să plătești. Stai, pur și simplu, stai. Da, nu am nici bani, și frumos mi-a lăsat cafea. Asta e sistemul. Asta e sistemul, băieți. Și asta e un alt bar, cum ar veni. În alt nivel. E mare, e mare. Stai, că stai, când începe să urce, trebuie să vezi dacă e nebuneală aici. E nebuneală aici. Și aici sunt de-astea. Cum le numesc eu? Mizerii. Da. Aici e alta. De 7. De la 5 am urcat la 6, mi se pare. Aici e altul. Ah, aici e altul. Nebuneală. E mare nebuneală. Aia nu se plimbă nimeni ca mine. Am, mă plimb că fac filmă. Fiecare își caută un loc și stă. Minte, ia. Pornesc, nu pornesc. Că aș vrea să fac și o filmare când merg. Știi? Că vreau să mă duc sus. Vreau să mă duc sus, 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 să urc sus. Nu sus, jos. Să ies la... Să ies la... La apă. Să filmez apa. Aici nu știu dacă mai pot. Trebuie să ce scrie acolo, deck nou. Oh, păi atunci urcăm sus, tati. Deci trebuie să urc până sus. Deci eu sunt acum la deck-ul. Nu știu la ce deck am fost. Deck 7. Ca să văd deck 6. 5, 6, 7. La 7 sunt acum. Aici am fost. De aici am venit eu. Atunci trebuie să urmăm sus. Asta ai făcut mai mult pe o parte, văd, că e pe partea asta mai mult făcută decât pe, cum a fost parte evapoare, pe două decuri, pe două părți. Da. Da, asta ai făcut mai mult pentru somn. Nu știu de merg, băiatul, dar nu merg bine. Toileți. Open deck, la ora 9. La deck 9 e open deck, vedeți? Adică open deck, adică la 9 și sunt la 8, mi se pare. Adică aici. Sunt la 9 acum. Am iară urc pe scărmă, iar am eu noroc de scărmă. În scări am avut noroc în călătoria asta. Am de închis aici. Să-i de 11. Închis aia, ce s-a întâmplat? Intră, închis. Tăți caută. Văd că tăți caută să iasă afară, să fumeze, știu. Tăți caută afară să fumeze. Păi atunci nu-i bine, că trebuie să ieșim în altă parte. Toată lumea căută ieșirea. Mai văd pe unul, trebuie să ce fac. Ce face la au ieșit? Înseamnă că acolo ieșirea? Au ieșit, da, 11, pușcă, așa, mă, băiatule, mă. Ia să vedem. Aici sunt manevrele, băieții. Mamă, dar ce frig e. Iar am noroc și de frig. Miroase a... Și ce miroase aici? Tăta cicănuri miroase. Tăta... Tot mirosul. Asta e de cu băieții. Bă, plătiți pentru filmarea asta, nu mă? Am glumit. Asta e deck-ul, asta e ultimul level, cum ar veni, uitați cât e de mare. Asta e ultimul level. Aici vin băieții, Mr. Helicopter vine pe aici, dacă e problemă, nu e problemă. Dar nu cred că ăsta e locul de fumat, nu aș crede eu că ăsta e locul de fumat, na. Cred că e în alt nivel, cred că e undeva mai jos.
Uite aici unde scaune, vezi? Deci aici unde scaune, vezi? Aici poți să stai frumos, dar cine stă pe frigul ăsta? Te-ai zis că mere papă. Te-ai zis că mere papă, ce frig. Uitați acolo ce mașini. O să pregătesc, ia. Alea intră tot în dec, uite cum intră în ăsta, ia. Intră în ăsta de aici. Am așa gaz miras. Ia uite aici, Mr. Helicopter. Londra. Anglia. Aici e Anglia, băieți. Londra. Mă, mi-aș dori din suflet să nu mai vin niciodată. Vă spun sincer. Pentru că eu nu am amintiri frumoase aici. Doar neplăceri cu mare majoritate pe aici. Chiar am vorbit și cu omul ăsta. O zis, uite că nu mai vin aici niciodată, că e cea mai urâtă țară de pe lume. O zis că a fost în 4-5 țări, a fost și... O zis, uite că aici e foarte, foarte urât. Zic, știu. Știu, aici toată lumea vine după bani, nu vine după frumusețe. Păi aici e alt de coborâm pe tu, că dacă te ține pe filmare, coborâm, mă vedem de unde am ajunge. Dacă era interzis, era pus barieră, înțelegi? E plin, ia, merg la altul, merg pe partea asta, altă. Și ești în alt nivel. Pentru cei care nu au văzut cum arată decul. Deci în Anglia, majoritatea vine cu sistemul ăsta de... cu sistemul ăsta de transport. Majoritatea. Deci nu e unul care să-l vină în Anglia de mai multe ori să zică că nu trec cu pai. Nu, e unul. Bine, pe anumite sectoare de... Uite, pe ăla poți să stai, văd că acolo e un om. O ieși de acolo. Înseamnă că eu, pa, aici închis. Și nici aia nu poți să cobor. Acolo puteam să cobor. Dar nu puteam să urc. Urcăm pe partea asta. Da, colacul e aici, nu-i problemă. Dacă băieți au vreo treabă, îți aruncă colacul. A, bă, dacă îl prinzi, îl prinzi, dacă nu, nu-l prinzi, tată. Dai seama. Ha. Colac din plastic, ce plastic. Dar n-ai gândit că e plastic de tot. Mamă, ce suflă, bă. Am venit pe partea asta altă. Acum, te-a zis că pe aia mi-am fi închis, mă întoarcem înapoi. Da, văd că e închis aici. Ah, nu cred că poate e ușa. Dar vreau să pornească, mă, să vă arăt cum și merge. În minutele astea. Acum asta e mai mult o... Bă, nici nu cred că am văzut o filmare pe vreun site de socializare legat cum arată un bac. Înțelegi? Am mult sau poze din astea, poze, o filmare scurtă sau ceva. De... Da? Eu chiar încerc să filmez tot. Să mă bag în tot. Eu așa sunt eu. Genul de om care filmează totul. Dar n-aș vrea să mă duc de aici până nu pornesc. Am crezut că pornește de asta. Am urcat să știu să-mi ce filmare. Încă mașinile încă urcă în el, mă. Ăsta e Doverul, băieți. După cum știți sau nu știți, vă anunț eu. Ăsta se numește Dover. Și eu am stat în cealaltă parte. Aiați, încolo am stat eu. În cealaltă parte a Doverului. Eu nu pot, eventual dacă pornea, poate că vă puteam arăta unde am fost eu, în Ramsgate. La Ramagate. La Ramagate, cum zic ăștia. Da, aici poți să stai să pipălești până mâine. Ești curios cât e un pachet din ăla. Nu vreau să vorbesc, acum ce să fiu prin mai retras de cuvinte din astea cheie. Să văd cât e un pachet din ăla, că am 10 lire, știi? Să-mi iau un pachet, că în Anglia era 15 lire în Anglia. Stai, o dare 15 lire, am zis, dar ce? Uite, no entry. Păi na, asta e, am ieșit acum, mă bag de sub, ce să fie? Oh, sorry, excuse me. Dacă s-a deschis ușa, asta e. După ce o pus asta aici? Trebuia să închizi ușa ta, fii. Na. Păi arată la fată. Arată la fată să meargă pe unde m-am dus eu. Mă, n-are cum să meargă acolo, că nu are voie. Da. Da, cam asta e, să vezi ce e aici. Băieți, asta e închisă. Am să vezi. Mi se pare că asta are numai două nivele de decking. Unul de turist și unul de somn. Da, așa și lui. Două oare. Să vezi? Unul ăsta e de somn și el altul de băncuțe și turistială. Băieți. Și
ce s-a prins mie lumina, mă. Uite, vezi. Și am trag atenția, mă. Puni să filmez cum îmi place, că se uită lumea la mine. Și dacă se uită lumea la mine, e curios, e curioasă lumea, că așa e. Am întrebat băiatul ăla, că ce fa? Păi zic, nu înțelegi, pot să-ți povestesc eu. Zic eu că am ce-am făcut, bă, unde am umblat. Ăsta-i colegul. Filmez. Nu, nu filmez. O să nu vă filmez și pe voi. Nu uite că nu vă filmez, că nu sunteți așa de importanți. Cum nu filmez pe nimeni, ce v-aș filma pe voi. Da. Se vorbește limba română aici. Uite că am tras o filmare de 20 minute și nu prea am tras prea mare lucru. Că pe aici am fost, aici. Se pare că numai pac chiar ăștia. După cinte. Display area. Nu prea sare pe multe lume. Am mai fost aici când am venit pe partea cealaltă. Vreau să ies la un decking, la un deck, să ies afară. Mamă, ce de copii sunt aici. Aici zone de copii, unde se joacă copii. Văd așa un pic de mare. Nu știu dacă am voie să țin pe ei, de-aia nu vreau să vă rămân mult. Lăsați băieți, lăsați safety announcement, că doar n-a sărit lumea gardă, omul. Uite cum stau mașinile, tătucă, altele vin pe ultimul deck, pe deasupra, hai pe aici. Ce reprezintă? Stai. Fiecare deck ce reprezintă. Dar credeți-mă, am fost într-o grămadă, am fost într-o grămadă de din astea, eu n-am văzut așa cum e ăsta. Dar era așa, intra, nu vorbea nimeni, nimic mai atât. Cu ce? M-am dus să văd că am văzut că este wifi gratis. M-a ajutat foarte mult să descarc filmarea asta, știi? Că eu n-am unde să descarc, eu mai am mega. Mai am 10 mega. 10 GB de internet și nu vreau să... Numai să vă mai arăt un pic cum mere mișcarea și... Spune-mi ce s-a asta, spune-mi tu ce mi-a zis asta, ce faci aici, uite-i bec, și ce faci aici, ce, eu nu înțeleg, ce faci aici? Lipsesc scaunele, ok, m-am gândit ca să-i stai așa pe, hai, lipsesc scaunele. Chestiunea. Ok, tătucă, nu, poți pleca, am un pornește, văd că i-a dat drumul la apă. Don't let the blood excuse for us. This is our last
Vezi femeia asta? Hai după mine. Asta e tovarășul meu. Asta e tovarășul meu. Cu el e prietenul meu. El mi-a zis că fă la muncă. E din Alba. Hai că găsim noi cumva. Hai că găsim. Acolo am fost. Am fost acolo. Da, da, da. De acolo vin de sus. Aici. Hai că găsim noi ușă. Tragem noi de tete pe care s-a deschide pe aia o mere. Uș. Da. Eu pe jos am venit și am urcat pe sus. Haideți că vorbiți prea mult, fratele, băgați! Hai cu mine, că am fost eu sus. Am fost eu sus. Sus, 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 am fost eu sus. Da, da, da. Aici e magazinul. Da, nu vreau să mă bag înăuntru până nu termin filmarea. Mi se pare că aici dă mai la cartuș. Nu știu cum dă aici. Hai, 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 hai. Hai cu mine de tu, că am fost... Hai cu mine, că am fost sus acum. Acum vin de sus eu. Am filmat tot vaporul. Tot vaporul l-am filmat. Tot. Cât mi-o... Cu unii am putut intra, tot l-am filmat. M-am ascuns de capitan, l-am văzut pe capitan, l-am ascuns de el, că mi-a prins camera aia, că mi-a prins camera, vezi? Și apoi poate că n-am voie să, poate că n-am voie să filmez și, și... Oh, come on, man. And particularly when the ship is at sea. If at any time you find yourself deck 11, our best advice is to remain seated. Deck 11, noi suntem la 7 noi. La 7 stăm și la 5 din mașină. Ia, acum merge, uite aici. Mamă, mă băte cap, nu am mai umblat de mult cu ele. N-am mai umblat de mult cu ele, da. Un pic așa zici că mă... La carne. Da, să cum întoarce, după cum vedeți. Dar vezi că nu se vede, dacă telefonul ține să mișcă o dată cu camera, normal, uite așa. Plecăm și mă duc. Dar mă duc încolo câte să filmez spatele. O, mă duc să-mi iau după aia jos. Da, mă duc să-mi iau cam 10...